am scos cancerul afară. I-am făcut ceva cârpituri, dar nu era ce trebuia. By the way, am aflat și cum se cheamă. Se numește intercooler. Bună! Am primit și țeava asta, intercoolerul. Este ăsta pe care v-am arătat cum l-am cârpăcit aici. Este ăsta de aici. Ma, treaba e că trebuie schimbat. Asta va fi mișcarea. Da. Greu n-ar trebui să fie. Mai am desfăcut câteva chestii pe aici. Mi-am luat și câteva scule, nu prea multe, fiindcă nici nu am nevoie de prea multe. Șubeniță, un creștere ăsta cu cioc, spray-ul de curățat. Și da, hai să trecem la treabă. Cam așa cum vă arată scula. Hai să-l desfacem. Ia. Da, cam așa arată până acum. Ăsta-i. Cel cu buba. Numai să vedem cum facem aici jos. Pentru că aici e puțin mai problematic. Dar asta e, nu e problema. Da, oameni buni, am scos stricăciunea, mi-a vine locuită. Trebuie să desfacem acum asta de aici. Asta-i. La aceeași poziție. Și așa. Da. Sperăm că e ok. Să facem puțin colierul. Așa. Ei. Da, asta este, oameni buni. Acum hai să-l băgăm la locul lui. Băgăm înapoi. Nou. Bun. Dați ce nou e. Da, hai să-l băgăm. Greu a mai fost. Nu intra, domne, nu intra și nu intra în cheder. Asta e. Mai să punem astea clipsuri. Cu masca asta clipsuri. Invers. Invers, ops.
asta a ta. Să intre ușor. Ce mă vrești? Păi da. Job done. Terminat în șasa. Hai să vedem cum o mai fie și cu testul. Ce arată testul. Da. Bătrânețile mele. Da, să ne ciufi aici. Da. Job done. Job done. Hai să vedem ce face testerul. Ce mi arată el testerul mie. Super, nici o eroare în bord. Nici o eroare în bord. Testerul? Ce zice testerul? Ce spune testerul? Nici o eroare. Super. Dragilor, vă țup dulce. Pa, sunt fericit.